Cine ar fi crezut că au existat vremuri în care românii au simțit pe pielea lor valurile tsunami? Ei bine, la începutul anilor 1900, în Marea Neagră, un cutremur cu magnitudinea de 7,2 grade pe scara Richter a provocat valuri uriașe de peste 5 metri. La fel ca în marile oceane, și în Marea Neagră există pericolul formării de valuri uriașe cunoscute sub numele de tsunami, adică un flux puternic și brusc provocat de seisme sau erupții submarine care devastează coastele. Un astfel de fenomen s-a produs pe 31 martie 1901, în zona Mangalia, la est de capul Caliacra, nord-estul Bulgariei, la o adâncime de aproximativ 20 de kilometri s-a produs un seism devastator cu magnitudinea de 7,2 grade pe scara Richter. Mișcarea tectonică, cea mai mare înregistrată vreodată în Marea Neagră, a produs valuri tsunami de 5 metri înălțime, începând cu sudul Mangaliei. Astfel, mai multe sate au fost complet distruse și maluri au fost dislocate pe kilometri întregi. Același lucru s-a întâmplat și pe litoralul bulgăresc, chiar și în zona Balcic, unde mai multe case au fost luate de ape. Conform specialiștilor, zona seismică Șabla produce cutremure cam o dată la 450-500 de ani, ele putând atinge magnitudini de 7-7,5 grade pe scara Richter. Seismele se produc la adâncimi de aproximativ 15-30 de kilometri. Cutremurile produse în această zonă și cu efecte asemănătoare au avut loc în anii 543, 800 și 1444. Zonele seismice care ne afectează pe noi sunt Vrancea, Banat, Mureș, Bucovina, nordul Dobrogei și sudul Dobrogei, cu partea de la Șabla la sud de Mangalia pe teritoriul bulgar Câmpia Română. Potrivit lui Gheorghe Mărbureanu, Șabla este o zonă tectonică ce a fost la noi în România, dar acum este la Bulgaria. Această placă este cea care ar putea provoca tsunami în Marea Neagră. Ea înaintează în mare cu circa 20-30 de kilometri și generează tsunami mai mici sau mai mari. Foarte multă lume spune că nu este posibil să ai un tsunami în Marea Neagră, că ar fi ca un fel de vas închis. Eu le recomand dânșilor, din punct de vedere fizic, să ia un lighean și să facă cu mâna în apă să vadă ce valori apar, a spus Gheorghe Mărmureanu. El a mai adăugat că de la această falie Șabla, personal gândesc că sunt mari probleme, pentru că în Marea Neagră, la o adâncime de 400 și ceva de metri și până foarte adânc, există depozite imense de hidrogen și de acid sulfuric. Vă rog să realizați ce înseamnă această scoatere afară. Este un alt pericol, ceva mult mai periculos decât un val de tsunami însuși. Ceea ce este și mai interesant este că astfel de fenomene s-au întâmplat de mai multe ori de-a lungul timpului în zona Mării Negre. Dacă atunci, în 1901, era martie și nu era nimeni pe plajă, acum lucrurile astea legate de hidrogen sunt mult mai periculoase. Pe plan internațional există un sistem prin care se pot depista tsunami la 25 de minute și după 2 ori jumătate se pot avertiza. În România, la Institutul de Fizică a Pământului, există un sistem care în 4 secunde poate detecta magnitudinea unui cutremur. Gheorghe Mărmureanu le propune specialiștilor din străinătate să folosească sistemul nostru, pentru că dacă e un cutremur mare de 7,5-9 grade, probabilitatea unui tsunami este și ea la fel de mare. Întrebarea dacă există vreun risc imediat de tsunami în Marea Neagră, acesta a răspuns: nu. Avem un tsunami cam o dată la 500 de ani. Mai multe valuri de acestea seismice se înregistrează pe partea cealaltă a Mării Negre, la turci, în Marea Azov, la ucraineni, de exemplu. Un studiu al unui turc arată că în ultimii 95 de ani au fost 23 de valuri tsunami, dar mici. Marea Neagră și-a primit denumirea finală de la turci, odată cu extinderea acestora în zonele de jur împrejurul ei. Turcii sunt cei care au asociat multă vreme nordul cu întunericul și de aceea au numit marea situată la nordul imperiului lor drept Kara Deniz, adică Marea Neagră, iar Marea Mediterană, care se află la sud de centrul imperiului, o numesc și azi Ak Deniz, adică Marea Albă. Așadar, iată de unde vine denumirea de Marea Neagră, în cazul în care te întrebai. Fundul Mării Negre este considerat a fi un loc de fosilizare extrem de interesant. La adâncimi mai mari de 200 de metri, aici nu există deloc oxigen. Astfel, toate epavele care au ajuns pe fundul Mării Negre de-a lungul timpului sunt într-o stare perfectă de conservare. Cele mai spectaculoase dintre acestea sunt Moscova și Sofie. Prima este un distrugător rusesc în al doilea război mondial, iar cea de-a doua o vană construită în 1890.
Pe data de 26 iunie 1927, un cutremur cu magnitudinea de 6 grade pe scara Richter s-a produs pe țărmul nordic al Mării Negre la adâncimea de 27 de kilometri. Potrivit informațiilor transmise, martorii oculari au observat modificări ale topografiei zonei de coastă, inclusiv alunecări de roci în mare. În continuare, la 26 septembrie 1939, s-a produs cutremurul Great Erzincan, cu epicentrul pe uscat la o distanță de 60 de kilometri față de coastă asta de sud a Mării Negre. Magnitudinea sa, măsurată la suprafață, a fost de 8 grade pe scara Richter. Adâncimea focarului a fost de 26 de kilometri. Valurile tsunami generate au avut la origine fie o mișcare de translație pe o fale crustală majoră, fie o reactivare a unei falii secundare sau o alunecare submarină. Tsunamiul a traversat Marea Neagră și a fost înregistrat de către maregrafele din porturile rusești. Acesta a fost cel mai puternic cutremur care a produs un tsunami în Marea Neagră. Totuși, cutremurul din 1901 a avut consecințe devastatoare în zona de coastă din sudul Mangalei, multe sate fiind distruse și au generat un tsunami de 4-5 metri înălțime, provocând dislocări ale maluri și alte fenomene geomorfologice locale. În București, intensitatea seismică a fost de 5-6 grade pe scara Richter, provocând panică în rândul populației. Provincia bulgărească Dobrici a fost de asemenea grav afectată de tsunami. În mai multe localități, printre care și Balcic, casele au fost luate de șuvoaiele de pe ape și măturate de pe fața pământului. Potrivit specialiștilor, cel mai vechi tsunami registrat în România ar data din anul 104, când orașul Calatis, actual oraș Mangalia, a fost grav afectat. Specialiștii Institutului Național pentru Fizica Pământului au avertizat în ultimii ani asupra cutremurilor de adâncime produse în zona de est a Mării Negre, susținând că oricând este posibilă reeditarea cutremurului din 1901 și apariția unor fenomene de genul tsunami. Totuși, care sunt cauzele unor valuri de tip tsunami? Păi ar fi prăbușirea unor meteoriți în oceane, seisme sau alunecări submarine, dislocări abrupte de roci, de exemplu alunecarea bruscă în trecutul geologic a unei părți a insulei pe Union în ocean, dislocări brusce de ghețare în oceane, cutremure în mijlocul oceanelor sau a mărilor. Valul tsunami se propagă diferit față de valul obișnuit. În larg, la ape adânci, valul mareic prezintă viteze foarte mari, de la 300 la 700 km pe oră, și se propagă în toată masa apei, adică pe toată adâncimea oceanului sau a mării, nu doar la suprafață, ca valul obișnuit creat de vânturi. Înălțimea lui variază la câteva zeci de centimetri până la câțiva metri. El se înalță spre coastă, căpătând aspectul unui mal teșit, măturând în continuare fundul oceanului pentru ca la mal se manifeste ca un zid de apă care năvălește pe uscat. Un tsunami poate provoca pe țărm în câteva minute victime umane numeroase și pagube majore. La 9 iulie 1968 a avut loc un cutremur de 7,5 grade pe scara Richter în golful Lituya, Alaska, provocând un mega tsunami cu înălțimea valului de apă de 52 de metri. Acesta este cel mai mare tsunami cunoscut din istorie. La început, apa oceanului se retrage ca din senin, la orizont apar un mic zid de apă sau vălurele, dispuse unele peste altele ce se repede spre uscat. Apa ocupă cu viteză spațiul gol creat și intră cu viteză mare pe plajă. Cam așa se manifestă un tsunami. Cam atât a fost episodul de astăzi, sper că v-a plăcut. Nu uitați să intrați și în grupul nostru pe Discord, vă las link în descriere, să descărcați browserul Brave pentru cel mai rapid browser de internet, aveți tot link în descriere și asemenea să-mi răspundeți la întrebarea: credeți că va avea loc un viitor tsunami în Marea Neagră? Vă aștept răspunsul în comentarii. De asemenea, nu uitați de follow pe Instagram la JokerVirtual1. Ne vedem cu alte episoade și evident multă baftă în absolut tot ceea ce faceți.